Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 16 iunie, vom povesti viața Sfântului Tihon. Sfântul Tihon se trăgea din orașul Amatunda, cetate în insula Cipru, din părinți binecredincioși și iubitori de Hristos, de la care a învățat din tinerețe a cunoaște pe Hristos Dumnezeu și Sfintele Scripturi. El s-a numărat în clerul bisericii și s-a rânduit ca să citească poporului dumnezeieștile cuvinte în biserică. Apoi, pentru curăția vieții lui, a fost hirotonisit diacon de Sfântul Memnon, episcop al aceleiași cetăți, Atnatunda. Și, ducându-se episcopul Memnon către Domnul, Sfântul Tihon a fost ridicat prin alegere la scaunul episcopal și a fost sfințit arhiereu de Marele Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. În acea vreme era încă în insula Cipru mulțime de popor necredincios care se ținea de rătăcirea închinării la idol. Deci multă osteneală a suferit Tihon arhiereului Hristos, întorcând de la înșelăciunea idolească la credință pe oamenii care se piereau în păgânătatea elinească și aducându-i la Hristos Dumnezeu. Iar Domnul i-a ajutat în ostenelile lui, căci scoțând turma cea cuvântătoare din dinții lupilor răpitori și drăcești, a adus-o în ograda bisericii celei sobornicești și din capre a făcut oi ale lui Hristos. El a sfârmat toți idolii care erau în prejurul Amatundei și drăceștile locuinței, iar capiștele lor le-a stricat. Și viețuind mulți ani și bine îndreptând biserica cea încredințată lui, s-a dus către Domnul și a fost numit făcător de minuni, căci multe minuni a făcut în viața lui și după moarte. Dar viața lui întreagă și istoria minunilor lui nu s-au putut afla, căci din pricina învechirii vremii și a războaielor, a garenilor, precum și multe sfinte biserici au fost pustiite, tot astfel au pierit și cărțile bisericești, însă din multele minuni ale lui, două au venit la știrea noastră. Iată prima minune. Pe când era încă tânăr în casa sa, petrecând lângă părinți, l-a pus tatăl său să vândă pâine, pentru că aceea era meseria tatălui său, ca din vânzarea pâinii să-și hrănească familia, iar fericitul tânăr dădea pâinea la săraci fără plată. Deci tatălui, înștiințându-se de aceasta, a început a se supăra asupra lui și a locărâ. Iar tânărul, fiind insuflat de Dumnezeu, îi zicea: O, tată, pentru ce te mâhnești ca și cum ai suferi vreo pagubă? Pâinile le-am dat împrumut lui Dumnezeu și am zapisul lui cel nemincinos, care zice în Sfintele Cărți: Cel ce dă lui Dumnezeu va primi însutit. Iar de nu crești cele grăite, să mergem la hambar și vei vedea acolo cum Dumnezeu dă datoria sa celor ce i-au dat lui cu împrumut. Aceasta zicându-o, au mers cu tatăl său la hambar și când a deschis ușa, afla cămara care era deșartă, plină de grâu curat. Iar tatăl său s-a mirat cu spaimă și căzând, s-a închinat lui Dumnezeu dându-i mulțumire. Dintre acea vreme nu mai oprea pe fiul său să împartă pâini la săraci cât va voi. A doua minune este aceasta. Într-o oarecare vie, lucrătorii tăind vițele cele uscate le aruncau afară, iar Sfântul Tihon, adunând acele vițe uscate, le sădea în via sa și se ruga lui Dumnezeu să-i dea la via lui 4 daruri, cel din tâi ca vițele cele uscate, fiind sădite, să primească umezeală și putere vie, ca ele să se înrădăcineze și să răsară și să crească. Al doilea, ca acea via lui să fie îndestulată cu rodurile sale. Al treilea, ca strugurii să fie dulci la gust și sănătoși. Al patrulea, ca strugurii din via lui să se coacă mai degrabă decât toate viile. Astfel, rugându-se, a doua zi, mergând la acele vițe uscate pe care le sădise, le-a găsit pe toate răsărite și înverzite și, începând a crește în același an mai presus de obicei și de firea sa, au adus mare îndestulare de struguri. Și fiind strugurii încă verzi în celelalte vii, în via Sfântului Tihon, strugurii se copseseră mai degrabă decât la toți
și erau foarte dulci la gust și foarte folositor sănătății omenești. Acea vie a fost lucrată mulți ani, nu numai cât a trăit Sfântul Tihon, ci și după moartea lui, aducând rod cu îndesulare. Și în tot anul mai înainte de vremea cea obișnuită a coacerii tuturor viilor, în 16 zile ale lunii iunie, la pomenirea Sfântului Tihon, se aduceau la biserica Sfântului strugurii copți din acea vie, iar cu vinul cel stors din trânsii se săvârșea jertfa cea fără de sânge la Sfânta Liturghie. Din aceste două minuni se poate vedea cu îndestulare că Sfântul Tihon a fost făcător de minuni și mare plăcută a lui Dumnezeu. Se adeverește încă la slujba lui și aceasta că vremea sfârșitului său a văzut-o mai înainte și a spus aceasta și altora. Pentru sfințenia acestui făcător de minuni să fie slăvit Dumnezeul nostru acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne reîntâlnim și la alte filmări!